Pentru că luni 11 septembrie începe școala, am o informație utilă pentru elevii care au domiciliu sau reședința în municipiul Suceava și care doresc să circule gratuit cu mijloace de transport în comun ale primăriei municipiului Suceava. Pentru a evita aglomerația de la începerea școlii, îi informez pe aceștia că începând cu miercuri 6 septembrie se pot adresa la cele 4 puncte de eliberare a abonamentelor asistate de personal ale transportului public local, mă refer la cel din Opcin, Centru, Orizont sau Gară, unde își pot reîncărca abonamentele sau li se pot emite noi abonamente în cazul în care n-au avut, cu o valabilitate până la 31 august 2024. Noi am transmis școlilor solicitarea de a ne trimite listele cu elevii, în așa fel încât atunci când vine elevul să-și facă acest abonament anual, să nu fie nevoie să vină cu un carnet de elev vizat sau cu adeverință. În momentul de față, din 26 de școli au transmis informații 10, dar sperăm noi ca până miercuri să transmită toate. În cazul în care un elev ajunge și nu are informația deja actualizată la noi, trebuie să vină cu acea adeverință sau cu acel carnet de elev vizat. Dar, repet, abonamentele elevilor care au domiciliu sau reședința în municipiul Suceava sunt gratuite pe tot parcursul anului școlar și o singură dată vor trebui să meargă la aceste puncte de eliberare și vor avea o valabilitate până la 31 august 2024.